Realului. Undiano Maenco dă lovitură de la 11 metri. Andres Iniesta, care trece de Carvajal, și Xabi Alonso îi dă peste picioare. Ce greșeală din partea lui Xabi. Iată, penalti clar. Dacă se oprea, dacă se oprea Alonso aici, dacă se oprește, dacă se duce în continuare, se duce și lovește. Este penalti. Mai clar penaltiul decât cel obținut de Nerimar. Să știi că multă lume, am studiat foarte atent reacția publicului de acolo, din acea peluză. Reacții mai violente vin din partea cealaltă. Oamenii de acolo nu prea au reacționat violent, pentru că au văzut foarte bine ce s-a întâmplat în fața lor. Messi din nou față în față cu Diego Lopez. Ar mai fi 7 minute până la finalul acestei partide. 3-3 scor între Barcelona și Real Madrid. Leo Messi, 3-4. Messi, care trage în același colț, să trimite în vinclu. 4-3 pentru Barcelona, care este foarte aproape de o victorie extraordinară aici pe Bernabeu. Sau pentru Atletico. Da, oricum, se va duce pentru Atletico în momentul ăsta. Se va duce o luptă în 3. Multe erori în defensivă pentru Real Madrid de la jucători cu experiență. A fost acea eroare a lui Sergio Ramos, acum Xabi Alonso, care nu se oprește. Vede și cartonașul galben din partea lui Undiano Maenco, însă penaltiul a fost cât se poate de clar. Revedem execuția lui Leo Messi, impecabilă, dublă pentru Messi. Practic pe loc, da? În plasa laterală și el nu mai poate încă din Maria să se face epuizat argentinianul. Intră Isco în locul lui. Real este însă în 10 oameni cu ceva mai mult de 5 minute din timpul regulamentar al acestei partide, plus evident eventualele prelungiri. Da, 3 goluri Messi și pasă de gol, o prestație extraordinară. Aici e o intervenție cu cotul a lui Cristiano Ronaldo. Intră în adversar și îl lovește. Cotul ridicat. Au cedat nervii jucătorilor lui Real Madrid. S-a văzut foarte bine, exact în fața noastră. S-a produs această...